Frați și surori, îl binecuvântăm pe Domnul. Îl binecuvântăm pentru că îl putem numi Tată, Tatăl nostru. Cea mai mare binecuvântare. Vis-a-vis de acest gând, Dumnezeu ne-a creat, suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu și ne-a atașat de El. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Nu, tot mă gândesc îngerii, oare cum îi spun celui preanalt? El este Tatăl nostru. Omul îl numește Tată pe cel preanalt. Ce har! Spune Biblia cu privire la acest mare Dumnezeu. Spune aici în Isaia, în capitolul 33, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Așa este cel preanalt. În Habacuc, în capitolul 1, versetul 13, spune, ochii lui sunt așa de curați, încât nu pot să vadă răul. Și totuși Dumnezeu ne acceptă să ne apropiem de El, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 30, versetul 21, ultima parte a versetului, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul. De providență nu te poți apropia de capul tău. Există însă o filieră, o modalitate de a te apropia de cel preanalt. Modalitatea asta este doar prin jertfa Domnului, prin Domnul Iisus Hristos. Prin El noi ne putem apropia. Ce frumos spune Biblia despre ucenici la un moment dat. Ori veni la Domnul și l-o ruga, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-o învăța și Ioan pe ai lui, pe ucenicii lui. Și Domnul Iisus i-o învăța să se roage. Prin Domnul Iisus noi ne putem apropia de Tatăl. Luca, capitolul 10, versetul 22, spune aici cuvântul foarte frumos, e cuvântul Domnului Iisus. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Îmi zic mereu, Doamne, ce binecuvântare, ne-ai descoperit pe Tatăl, ne-ai descoperit adevărurile Tale. Filipe, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Ce frumos! În seara aceasta suntem aici și noi ne putem ruga și în fiecare dimineață și în fiecare zi la părtășie cu El. Datorită jertfei Lui, datorită îndurării Lui, noi ne putem apropia de Domnul. Uitați ce spune, ce frumos vorbește Biblia vis-a-vis de această idee. Ne putem apropia de Cel Preanalt care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Spune aici în Cartea Evreilor, autorul Epistolei către Evrei, spune în capitolul 4 la un moment dat și în capitolul 10, spune aici în versetul 8, Evrei capitolul 4, versetul rectific, versetul 16, să ne apropiem dar cu o deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să ne apropiem, ne acceptă să ne apropiem de El. În capitolul 10, ideea este reluată, versetul 22, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Noi ne putem apropia de Dumnezeu. Spune tot în această direcție, foarte frumos, omului Dumnezeu Petru, în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 4, apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu și ca o încununare. Spune aici, în capitolul 4 din Iacov, versetul 8, zice, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Au zis că și El se apropie de noi. În măsura în care și eu mă apropii, cum mă pot apropia eu de El? Apropiindu-mă de Scripturi în fiecare zi. Cine vrea să apropie de Dumnezeu, trebuie să se apropie de Scripturi. Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să apropie prin rugăciune de Dumnezeu. Să te rogi lui Dumnezeu, așa cum în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește și ne învață.
Cine se apropie și dorește să se apropie de Dumnezeu, trebuie să se apropie de biserică, la casa Domnului. Biblia promite că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent, nu lipsit de la părtășie. E o mare pierdere pentru cel ce lipsește. Eu îmi zic mereu, Doamne, ce binecuvântare, sigur, eu mă rog acasă, în cămăruță. Așa ne învață Biblia. Și nascuns, atunci când nu sunt însă în mod plenar, împreună cu frații, cu surorile, în casa Domnului, mă rog acasă, dar atunci când se adună ei împreună, e o mare pierdere, sunt văduvit de binecuvântările pe care Domnul le are pentru mine. Văduva aceea, femeia aceea gârbovă, din Luca 13, ne spune Cartea Sfântă că era îndoită în două, era gârbovă și venea la casa Domnului. Și după 18 ani ne spune cuvântul că Domnul Iisus a văzut-o acolo în mulțime, că El ne vede pe fiecare cum stăm aici și gândurile noastre. Eu de multe ori îmi zic, Biblia spune că în ziua aceea, nu numai faptele, dar până și gândurile omului sunt desconspirate. Și acelea sunt cunoscute și pe acelea le va judeca Domnul ziua aceea. Dacă vor fi gânduri bune pe care nu le-am putut pune în practică, Domnul le are consemnate în evidența Lui și pentru acelea mă va răsplăti. Dar în contextul în care vor fi gânduri rele, și alea le știe Domnul și le are în evidența Lui. Ce frumos să nu lipsești de la părtășie, să-L cauți pe El. Auziți ce frumos spune aici, așa începe textul nostru, luați seama să nu vă îndepliniți neprienirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, altminte nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Să știți că este un standard de neprienire pe care îl dorește Dumnezeu. Matei 5:20 spune cuvântul, dacă neprienirea voastră nu va întrece neprienirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. În contextul în care cineva vine și spune, las că se poate, îi erezie, îi minciună. Domnul cere, are un standard. Vedeți, e foarte interesant. Vorbește de neprienire. Versetul 2 spune, tu dar când faci milostenie, vorbește de milostenie. Dar toate acestea nu să fiu mântuit. Nu fac milostenie, nu îmi cere un standard de neprienire ca să fiu mântuit, ci pentru că sunt mântuit. Mântuirea nu-i prin neprienirea mea, nu-i prin actul meu de caritate pe care eu îl fac. Totul este prin jertfa Domnului, prin sângele Lui. Dar acum Domnul cere, are această cerință în dreptul meu și în dreptul tău. Ca un mântuit, eu trebuie să am un standard de neprienire, eu trebuie să mă lupt pentru această neprienire. Trebuie să rămân în ea. Așa ne spune în Luca, capitolul 5, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprienirea lui Dumnezeu. Cine este neprienirea lui Dumnezeu? Este Domnul Iisus Hristos. Aici, în cuvântul acesta, noi îl avem consemnat, scos în evidență pe Domnul Iisus. Vechiul Testament vorbește de venirea Domnului, iar Noul Testament arată lucrarea Domnului Iisus Hristos. Prin El, implicit, noi ne putem apropia de Tatăl. Și apoi ce frumos, Biblia vorbește de neprienire, vorbește de milostenie și apoi vorbește de rugăciunea aceasta pe care noi o putem face datorită jertfei Lui că ne-am apropiat de El, că suntem ai Lui, suntem ai Lui Dumnezeu. Ce frumos! Să știți că în ziua aceea, Biblia spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Cerința aceasta de neprienire, de a fi neprienit, pentru că sunt mântuit, Domnul o are în dreptul nostru. Biblia vorbește foarte mult în această direcție, dar doar câteva versete vreau să le subliniem. Spune aici de bunoară în Filipeni, în capitolul 2, versetul 13 în continuare. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană. Ca să fiți fără prihană, curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, până acolo merge, fără vină, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, fără milă, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, extraordinar.
Ce chemare înaltă! Spune aici versetul 9 din capitolul 3, tot din Cartea Filipenilor, pentru că suntem aici. Și să fiu găsit în El, în Domnul Iisus, nu având o neprienire a mea personală, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprienirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Aceasta este cerința lui Dumnezeu, o neprienire pe care o dă El, o neprienire după voia Lui, pe care o găsim în cuvânt, în Cartea Efesenilor tot. Omul lui Dumnezeu Pavel întărește ideea și spune versetul 23 și 24, și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, auziți, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, o dă cuvântul. Iar cuvântul îl scoate în evidență pe Domnul Iisus. Nu mi-o dă fratele din dreapta și din stânga. Nu mi-o dau alții din jurul meu. Pentru că standardul pe care noi îl avem, modelul, la ora actuală trăim într-o lume a modelelor. În toate domeniile. Când e vorba de cele spirituale, avem un model, modelul este Domnul Iisus. Evrei, capitolul 3, versetul 1 și 2, autorul epistolei către evrei spune: frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. La El trebuie să privim. Îmi place mult această idee. Chemarea e de sus, singura chemare care există în lumea aceasta, pentru omul creat de Dumnezeu, îi chemarea la mântuire, îi chemare de sus, de la Dumnezeu, El o face personal. Dar și standardul e tot de sus, că nu se poate altfel. Cum chemare de sus la mântuire și model de jos, nu există așa ceva. Și modelul și standardul este tot de sus. Ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Eu doresc în seara aceasta, Doamne, îndreaptă-ne privirile spre Tine, la viața Ta, o viață absolută, în toate domeniile. Printre altele, spune acolo în Cartea Faptele Apostolilor, zice, în neprienirea Lui, zice, și în smerenia Lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei de pe pământ din vremea Lui? Ce frumos! Judecata i-a fost luată. Nu încerca să se apere, asta ar fi ideea. Nu încerca să se justifice, nu încerca să facă demonstrații. O, câte am face noi, dacă am avea putere, am arătat oamenilor, zicem noi, ca să vină la mântuire. Domnul, sigur, este deasupra. El este Cel ce controlează toate lucrurile. Doamne, ajută-ne să privim la Tine. Ce frumos! Dar neprinirea aceasta când o ai, încă o dată, pentru că sunt mântuit, de a trebuie, e un imperativ. Cine vrea mântuirea nu e ceva opțional, facultativ. Dacă o ai, o ai, dacă nu o ai, nu o ai, merge și așa, nu merge și așa. Asta e poveste. Zici, Biblia vorbește și de erezii nimicitoare, de Hristoși mincinoși. Când vorbește de Hristoși mincinoși, sunt ereziile care fac ravagii, mai ales dacă în vremea lui Pavel au existat astfel de învățători. Pe la ora actuală e plin de ele. Foarte important, totul numai în cuvânt. Când rămâi în cuvântul acesta, cuvântul este cel ce scoate de lumină și scoate în evidență adevărurile absolute. Și apoi, dacă trăiești neprienirea, nu se poate să nu ai și cel de-al doilea lucru, versetul 2. Tu dar când faci milostenie... Cum e importantă milostenia? E foarte importantă. Milostenia, știți ce spune Apostolul Pavel? Auziți numai ce spune în Cartea Galatenilor. Spune aici în Cartea Galatenilor și eu m-am gândit cum atât de important e acest lucru încât Pavel îl scoate în evidență. Galateni capitolul 2, versetul 8 spune așa, citim și 7 în jos. Ba, dimpotrivă, când a văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia, pentru cei tăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia, pentru cei tăiați împrejur, că și el ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine, apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Și acum atenție, ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac.
Cum nu era ceva mai important să-l atenționeze, să-i spună lui Pavel? Era important această lucrare, da. Milostenia e un lucru mare. Dar Biblia spune, printre altele, în Evanghelia după Luca, dați mai întâi milostenie din cele dinăuntru vostru, din inima voastră. Când dăm din lăuntru, e ușor să dai din afară, până afară, extraordinar. Cineva spunea, e ușor să fii filantrop, e greu să fii drept. E greu să fii drept. Știți că văduva aceea o da doi bănuți, o da mai mult decât toți. Au fost tot ce a avut ea. Domnul când vede că al lui este universul întreg, pământul cu tot ce cuprinde el, totul este al lui. Și noi suntem ai lui, creați de el. Când Domnul se uită și pretinde, el se uită la ceea ce avem noi și la ceea ce rămâne după ce dăm. Faceți milostenie. Milostenia este un lucru mare. Auziți numai, în Faptele Apostolilor citim ceva. Spune cuvântul aici foarte frumos, în capitolul 9 din Fapte, versetul 36. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. O mulțime de fapte bune și milostenii. Dar e extraordinar. Auziți ce continuă aici. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. În vremea în care făcea fapte bune și milostenii. În momentul, în vremea în care te dăruiești pentru Dumnezeu, apare necazul în casa ta. Apare în viața ta, copiilor tăi. Este extraordinar. Să ai cu ce veni argumente, să vii înaintea celui preanalt, să-i aduci aminte lui Dumnezeu, că ești în ziua necazului. Cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. De multe ori vine nenorocirea, spune Biblia, peste cel neprienit, dar Dumnezeu îl scapă întotdeauna din ea. Cum vine și peste cel neprienit, încercarea, da, vine. Vine încercarea. Dar în încercare este extraordinar, că Dumnezeu nu ne lasă singuri. Auziți, citim aici tot în Cartea Psalmilor, versetul 15 din Psalmul 34, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Versetul 17, când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Versetul 19, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Dumnezeu îl scapă totdeauna din ea. Totdeauna. În vremea aceea, când făcea milostenii, când faci fapte bune, când vii la adunare, că aici e frumusețea. Eu știu, zice în cartea lui Iov, că păcătosul, chiar dacă face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire, hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul. Oamenii spun, dar uite, parcă și mie merge ca și celui care face rău. Da, așa, aparent așa este. Dar este o deosebire, Domnul are vremea lui. Domnul are timpul lui. E nemaipomenit să trăiești în această stare de neprienire, de milostenie, de dăruire. Și noi știm în continuare ce s-a întâmplat cu Tabita. Dar auziți și în capitolul 10, întoarcem aici, pentru că suntem aici în fapte. Spune aici, capitolul 10, versetul 2, citim și 1. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Dar cum se poate descifra cucernicia? Evlavia, un om evlavios. Un om cu un standard înalt, din punct de vedere moral și spiritual. Zice aici, el făcea multe milostenii în orodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Versetul 22 e ca o reluare. Ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept, era și un om drept. Mare lucru la ora actuală, să fii un om drept. Temător de Dumnezeu, vorbi de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui, să audă cuvintele pe care le vei spune. Ce frumos! Ce frumos o viață de milostenie, de dăruire! Mai amintesc ceva despre această lucrare în cartea, în Evanghelia după Luca. Spune aici în capitolul 17, auziți, rob netrebnici, versetul 7 începe. Cine dintre voi, capitolul 17, versetul 7, cine dintre voi dacă are un rob care ară sau paște oile
Îi va zice când vine de la câmp, vin odată și șez la masă. Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea și eu. După aceea, zice, vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el oare îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să zice, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Stăpânul este Dumnezeu, robul sunt eu. Ce frumos dacă de fiecare dată la finele zilei, de fiecare dată fac contabilizarea, trag linia și primul lucru, stau la masa Domnului. Când iau salarul, primul lucru, stau la masa Domnului. Orice acțiune, mai întâi la masa Domnului. Și apoi, sigur, am și eu timpul meu. Domnul, sigur, este cel ce ține cont și de nevoile mele. Nu uită niciodată că sunt trecător, am familie, că am probleme, El toate le cunoaște. Dar El are, sunt lucruri ca, cu prioritate și noi trebuie să le avem în vedere, să le avem în obiectiv. Domnul să binecuvinteze această biserică. Ce frumos, apoi ne învață aici rugăciunea Tatăl nostru. Când vă rugați, zice, să ziceți, iată cum trebuie, e un imperativ, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, aș vrea să spun, dacă mă rog Domnului Iisus, Doamne Iisuse, nu e nicio greșeală. Domnul în smerenia Lui întotdeauna a încercat totul să focalizeze spre Tatăl. El nu și-a luat slava Lui, El nu s-a slăvit pe El, El era totuși Dumnezeu, era Fiul Celui Preanalt. Tatăl a focalizat totul în El, de-aia a spus, nu e un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin El, numai prin Domnul Iisus. Noi nu ne putem apropia decât numai prin Domnul Iisus. Și aici Domnul ne învață în smerenia Lui, în umilința Lui, a fost într-o smerenie, o ascultare absolută. L-a reprezentat cu toată demnitatea pe Tatăl. Tatăl nostru care ești în ceruri, îmi place mult, Tatăl nostru, nu numai meu. Uneori eu dacă aș putea, l-aș monopoliza pe Dumnezeu în sensul, în ideea, e numai meu. Eu să beneficiez și numai eu, dar de unde? Nu există așa ceva. El e Tatăl nostru al tuturora, El ne-o crea pe toți. Amin? Doamne ajută-mă să fiu al Tău, Tatăl nostru, care ești în ceruri, scaunul de domnie e în ceruri, pământul e așternutul picioarelor Lui. Ce mare e Dumnezeu! În fundul mează noapte, acolo este cetatea mare lui împărat, scaunul de domnia celui preanalt. Știți ce a spus Lucifer la un moment dat? Mă voi sui în cer, pe muntele cel sfânt, în fundul mează noapte, voi sta pe scaunul de domnia celui preanalt, voi fi ca el. Și Dumnezeu l-a coborât. L-a coborât pentru că a vrut să se urce, să fie ca și cel preanalt. Cel preanalt nu împarte slava cu nimeni. Dar ce frumos, ce ne promite Dumnezeu! I-a spus Domnul Iisus în primul rând, l-a pus să șadă alături de El, pentru că a ascultat, s-a smerit și a împlinit într-un totul planul celui preanalt. Tatăl l-a ridicat pe Domnul Iisus. Numele cel mai mare posibil și în ceruri, și pe pământ, și sub pământ. Tot să se plece înaintea Lui. Dar Domnul Iisus la rândul Lui îmi place. Celui ce va birui, spune Apocalipsa, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și-am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Auziți ce promisiune avem? Tatăl nostru care ești în ceruri, El este în ceruri, dar ești aici. Credeți că există un loc pe pământ unde Dumnezeu să nu fie? Nu, nu există. Mă întrebam, eram mai tânăr, în mintea mea și, dar cum e Dumnezeu peste tot? Mă duc noaptea, ziua, oriunde mă duc, El este prezent. Și în România, și în altă parte, în toate localitățile din România și așa mai departe. Da, absolut. Și mi-am imaginat la un moment dat o butelie de gaz, îi dai drumul acasă. Nu există un unghier unde gazul să nu pătrundă, peste tot. Zice că Dumnezeu este Duh. De-aia nu înseamnă că nu are și un contur Dumnezeu. Ce frumusețe, ce gând extraordinar. El în același timp, de aia spune Biblia, închinători adevărați sunt în duș și în adevăr. Astfel de închinător dorește Tatăl. El este în cer, dar este și aici. Și aici la dumneavoastră în biserică, în seara aceasta, se uită la programul care se consumă, se desfășoară.
la cântările care sunt cântate, la modul în care noi ascultăm aici pe bancă, ne cercetează lăuntrul nostru și dorințele noastre. Doamne, lasă binecuvântarea peste noi, căci vrem să fim ai Tăi, ascultă-ne rugăciunile. De-aia rugăciunile nu sunt, spune aici, să nu spune multe cuvinte cum fac păgânii, să ne rugăm din inimă, să ne rugăm concret. Cineva spunea, așa m-am rugat, încât la un moment dat mi-a fost teamă să întind mâna, simțeam prezența lui Dumnezeu, că dacă întind mâna, parcă l-atingeam pe Dumnezeu, că era prezent acolo. Așa trebuie să ne rugăm, încredințați că Dumnezeu ne ascultă și este lângă noi. Iese în cer, dar iese și aici, iese și în casa mea și în familia mea. Dar nu numai atâta, Dumnezeul acesta mare se implică în toate problemele noastre, frați și surori. Nimeni nu se implică și nu simte așa cum simte Dumnezeu pentru noi. El este gata să ne ajute în toate domeniile noastre. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, dar numele Lui este sfânt. E sfânt, noi nu ne imaginăm, în cer acolo, milioane, miliarde de îngeri, numărul lor nici nu poate fi consemnat, atât de mulți sunt, laudă pe Dumnezeu, îi măresc sfințenia și lumina și slava Lui, El este sfânt. Doamne, sfințească-se numele Tău în viața mea, în viața mea, în vorbirea mea, în privirea mea, mădularele mele să fie sfinte puse deoparte pentru Tine, Doamne. Ființa mea să trăiască pentru Tine, asta dorește Domnul, asta ne învață în rugăciunea aceasta. Zice în continuare, vie împărăția Ta. Împărăția Domnului nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici sau uite acolo, ea este înăuntru nostru. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ea începe de aici, ea merge în continuare și într-o zi, sigur, o vom vedea-o. Toți mântuiții lui Dumnezeu și ne vom întâlni sus la El. Există o reprezentanță însă a împărăției aici pe pământ și reprezentanta împărăției Lui este biserica Lui. Reprezentanta împărăției Lui. De-aia biserica are o chemare înaltă, să-L reprezinte pe Dumnezeu cu demnitate. Doamne, rămâi în locul acesta, rămâi în familie, în viața noastră, în trăirea noastră. Zice în continuare, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, ce frumos! Voia lui Dumnezeu, voia lui e sfântă, e desăvârșită, e înaltă, e nepătrunsă, ce frumos întotdeauna, Doamne, voia Ta să se facă. Sunt al Tău și știu că așa cum lucrezi Tu, nimeni nu poate lucra. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Se zice în continuare aici, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi, pâinea, nu pâinile. Noi ne rugăm pâinile și El ne dă pâinile. Avem și rezerve de multe ori, pâinile la plural, dar aici zice la singular, pâinea noastră. Pâinea de fiecare zi, zice, dă-ne-o nouă astăzi. Domnul, noi ne rugăm și ne dă și pentru mâine și pentru poimâine în bunătatea Lui. Dar uitați cum i-a învățat Domnul pe ucenici să se roage. Avem noi încredere în Dumnezeu că în fiecare zi va purta de grijă, expresia purtării de grijă, în fiecare zi. Ne luptăm, că de-aia căutați mai întâi împărăția și celelalte vor fi date pe deasupra. Asta înseamnă o încredere în Dumnezeu, înseamnă a te dărui și Domnul le vede, le cântărește, le consemnează pe toate. Zice aici în continuare, și ne iartă nouă greșelile noastre, dar auziți cum, precum și noi iertăm greșiților noștri. Împacă-te cu părâșul tău cât timp ești cu el pe drum. Împacă-te cu el. Lasă mai bine darul la altar și împacă-te, du-te și împacă-te cu părâșul tău, ca nu cumva, foarte important, ne iartă după cum și noi iertăm. Eu îmi zic de multe ori, Doamne, ce mare binecuvântare să ai libertate în Duhul, când te culci să fii liniștit, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea, să n-ai nicio litigiu. Oricând te poți duce în veșnicie, te poate chema Dumnezeu. Nu cumva să te prindă într-un moment tensional, să ai un litigiu cu cineva, din jurul tău. Este extraordinar să fii liber, degajat. Aia înseamnă o relație absolută cu cel preanalt pe verticală, dar asta înseamnă și pe orizontală. Păi eu nu mă pot amăgi pe mine, eu am o relație bună cu Domnul, dar cu alții sunt într-o stare tensionată. Nu există așa ceva.
Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui. Zice, ei și ne iartă greșelile precum și noi și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în vecii vecilor. Eu doresc pentru această biserică Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Noi am trecut printr-un greu acolo la Arad. Biserica Betel are 1200 aproximativ de membri majori și vreo 800 de copii. Și au trebuit, pompierii ne-au cerut tot felul de transformări acolo pentru a primi autorizația de la pompieri. Asta nu numai în biserica noastră, în toată țara îs legile astea, cerințele astea. Și eram aproape gata de luni de zile, un an și ceva să lucrează, s-a lucrat acolo. Și când a fost aproape gata, aproape terminat, trebuia după o săptămână să intrăm în biserică. Noi deja făceam acolo părtășiile, tot în biserică, că așa am lucrat încât nu au fost întrerupte nicio clipă părtășiile în casa Domnului, pe anumite zone, și o mers treaba înainte. Dar înainte de asta s-a întâmplat un incident. Un tânăr s-ar părea că are o sudat și de la sudură o luat foc, o căzut pe niște bănci care erau adunate pe tapiserie. Tapiseria era uscată, bineînțeles, și acolo mocni și o luat foc, și noaptea era noapte. Au început flăcările, până când s-o deșifrat, s-o văzut afară, deja era târziu și efectiv o ars, s-o făcut ravagii focul. Noi e adevărat că am avut din partea lui Dumnezeu tot felul de mesaje, atenționări, că vom trece printr-un moment foarte greu, dar poporul să nu judece, pentru că zice, nu e o pedeapsă, nu-i pedeapsa din partea lui Dumnezeu nici pe departe, e o încercare îngăduită, cu un scop. Și în final, zice, veți vedea și vă veți bucura că Dumnezeu a lucrat peste așteptări și că lucrarea din urmă va fi mai frumoasă decât cea din tâi. Și ce să spunem, să lucrează acolo foarte mult. Noi am primit ajutoare de la anumite biserici, biserica dumneavoastră ne-a ajutat cu o sumă foarte frumoasă și dorim din inimă Dumnezeu să vă răsplătească, Domnul să vă binecuvinteze. Am putut înainta, zilnic sunt la lucru de atunci, din decembrie și până acum, zilnic sunt 60, 70, 80 și 100 de oameni au fost într-o zi. Tot felul de meseriași din toată țara care ne-au sunat sunt, sigur, programați ca să nu vină toți odată, pe meserii și așa mai departe, pe cerințele pe care le avem și vin acolo la lucru și lucrarea merge. Dacă toate vor fi bune în luna aprilie, la început, noi vrem să intrăm, să inaugurăm biserica. Dumnezeu este deasupra. Amin. Și ce să spun, multe lucruri au fost îmbunătățite acum, multe lucruri care nu ne-am dat seama și acum parcă ca o lumină care s-a primit, au fost corijate, îndreptate și sunt mult mai frumoase și mult mai bune. Amin. În ultimă instanță, Dumnezeu este la cârma tuturor evenimentelor. Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere. Eu de multe ori am spus, Dumnezeu nu e o putere, vedeți, lumina cu întunericul. Puterea celui preanalt și puterea vrăjmașului, a diavolului. Nu-s două forțe sensibile, egale, care să luptă între ele. Da, de unde? Dumnezeu este stăpân absolut. Și diavolul, el știe ce-l așteaptă. Pentru el s-a pregătit, zice, iadul și pentru îngerii lui. El știe finalul, are timpul lui. Și suntem testați și noi în vremea aceasta. Îl binecuvântăm pe Domnul și rugăm, Doamne, rămâi la cârma vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru în toate domeniile, în familie și în corturile noastre. Doresc Domnul să binecuvinteze frații de aici, frații păstori, pe fratele Petrică, în mod deosebit, pe fratele Dinu și pe toți ceilalți. Fratele Iosif Frânc, mi-aduc aminte în tinerețe cum venea la evangelizare la noi, ori trecut ani și am îmbătrânit. Mai sunt întrebat, dar frate Eugen, câți ani ai? Eu n-am numai 68 de ani. Dar ce să spun, parcă ieri eram copil. Ori trecut ani extraordinari. Dar noi obișnuiți să spunem, am 68 de ani, ăștia nu-i mai am. Ăștia s-au dus. Ce am? Am ziua de azi. Nici măcar ziua de mâine, nu știu dacă este a mea. De-aia spune, învață-ne să ne înnorăm bine zilele, nu anii, zilele. Asta înseamnă că trebuie să fiu pregătit în orice clipă. Ce frumos să fii pregătit și să poți sta în ziua aceea înaintea celui preanalt, să dai socoteală, uitându-te în urmă, să nu ai regrete, ci să te bucuri că Dumnezeu te-a ajutat să-L slujești. Vă încredințez în mâna Domnului, Domnul să vă binecuvinteze
și să ne ajute la toți să-i slujim și să-i facem voia lui. Amin.